Încercăm să aflăm de la colegul meu, Ștefan Edveș, jurnalist. Bun găsit, Ștefan! Bună ziua! Tu mai înțelegi ceva? Că pe mine deja deciziile pe care au cei de la CNAIR mă depășesc complet. Era de așteptat acest lucru, pentru că noi, practic, în luna iunie-iulie, am așteptat inaugurarea, deschiderea, tăierea panglicii celor 43 de kilometri de autostradă între Lugo și Deva, singurii rămași în construcție. Din luna iulie, practic, a început să scârție totul, să spun așa. Luna iulie-august. În primul rând, ne-am dat seama la începutul lunii august și am precizat acest lucru, faptul că se preciza faptul că până de Sfântă Mărie vom circula pe cei 43 de kilometri de autostradă. A venit Sfântă Mărie, ne-am dat seama că nu s-a inaugurat nimic și după care s-au deschis într-un final doar 21 de kilometri, respectiv lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva. Noi am intrat în posesia unui document în urmă cu 30 de minute, acea notă de reziliere a contractului, pe unul deține în exclusivitate această notă de reziliere a contractului. Nota de reziliere a contractului este de ieri, 27 august 2019, și vă citez o frază sau două din document, luând în considerare faptul că contractul numărul 92 din 21-10-2013, proiectare și execuție autostrada Lugoj-Deva lot 3, reprezintă un obiectiv de interes național pentru dezvoltarea rețelei rutiere din România și că antreprenorul a beneficiat de toate termenele și condițiile pentru a-și desfășura contractul încredințat în urma inspecțiilor efectuate a imposibilității efectuării recepției la terminarea lucrărilor conform notei de constatare a comisiei de recepție din 12 august 2019 și pe baza concluziilor unui raport din 12 august 2019, CNAIR este îndreptățită la rezilierea contractului. Repet, documentul este pe ecran în acest moment, este document obținut de noi, aceasta este nota de rezilierea contractului pentru lotul 3. Din păcate, acum revenind la noi, oamenii de rând care am fi vrut să mergem pe această autostradă, sunt două posibilități. Ori constructorul acționează în instanță compania de drumuri și acest proces va dura cel puțin un an, doi și nu se vor deschide lucrările, ori, din ce știu, există în contract o subclauză 15.2 prin care beneficiarul poate rezilia unilateral contractul de construcție al acestei porțiuni de autostradă. Și în acest moment ne-am gândit că ar fi bine pentru noi românii ca Ministerul Transporturilor și compania de drumuri să remedieze ce se întâmplă pe lotul 3 și, în cel mai fericit caz, să circulăm în 2-3 săptămâni pe acest lot de autostradă. Deci cam aceasta ar fi soluția. Deci să le spunem telespectatorilor, din cei 43 de kilometri pe 21 se poate circula pentru că au intrat în, au deschis acele bretele care fac parte din lotul 3. Da. Iar acum, deci, dacă reziliază contractul, 13 zile se circulă pe lotul 4 Lugoj-Deva 21 de kilometri. Da, în mod normal, noi trebuia să beneficiem și de acest 22. S-au găsit mici neconformități, șansul. Asta vreau să te întreb. Cât de mari sunt neregulile? Adică au fost păreri, au fost specialiști care spuneau că se poate circula pe lotul 3, iar remedierile să fie făcute sub trafic, astfel încât ambele loturi să fie deschise. Dar constructorului și a beneficiarului, a companiei de drumuri, a trebuit să ne explice dânsi de ce nu s-a făcut recepția în mod clar, de ce nu s-a deschis de ce nu s-a dat în trafic și sub o strictă, niște stricte lucrări la talus sau șansuri sau probabil mici de nivelări pe anumite porțiuni, această autostradă ar fi putut fi deschisă până de Sfântă Mărie, cum a spus Ministerul Transporturilor. Dar crezi că e posibil, dacă se reziliază contractul pentru lotul 3, să se scoată la licitație? Contractul s-a reziliat data de ieri. Bun, s-a reziliat. Nu este nevoie de o nouă licitație, pentru că această lucrare este finalizată în proporție de peste 98%. Nu ar fi nevoie de o nouă licitație și să așteptăm 1, 2, 3 ani și să avem o autostradă muzeu 2-3 ani pentru mici denivelări, pentru niște șansuri, taluzuri, repet, probabil niște lucruri care ar dura
sub trafic două săptămâni, maxim două săptămâni, cu tot cu ploi și alte intemperii. Deci totuși există speranțe, nu? Că până la urmă vom putea circula pe acest lot. Există speranțe și eu sunt convins că Ministerul Transportului și Compania de Drumuri, în contextul în care au reziliat acest contract conform documentului obținut de pe 1, în 2-3 săptămâni, Doamne ajută să ne dea în trafic acest lot de autostradă. Doamne ajută, așa să fie. Mulțumesc foarte mult, Ștefan.